Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, ne revedem în această seară în studiul Mix TV cu Silviu Costea, președintele Camerei de Comerț și Industrie din Brașov. Bună seara! Bună seara, bun, bine revenit. V-am regăsit, bună seara noastră și tuturor telespectatorilor. S-a împlinit anul de când omenirea a decretat și a declarat pandemia de coronavirus. Un an în care s-au întâmplat multe și nu foarte bune, mai ales în domeniul sănătății, vorbim de o criză sanitară, dar se vorbește tot mai mult de marea criză economică. Mulți spun că ceea ce se întâmplă în zona economiei depășește mult, ca și costuri, ceea ce se întâmplă în zona sanitară. Camera de Comerț și Industrie adună sub aceeași umbrelă majoritatea firmelor brașovene sau cele mai importante cu siguranță. Cele mai importante cu siguranță. Cei mai mici mai stau câteodată. Încercăm și pentru ei să facem câte ceva. În final ajungem la concluzia că indiferent de cât de mult sau de puțin putem face, puținul pe care îl putem face pentru cei mici reprezintă foarte mult. Da, pentru și că fiecare întreprindere mică sau foarte mică înseamnă niște salarii, niște familii. Au nevoie care și ei de o strategie, au și nevoie de o informare din contabilitate, informare legislativă, legislație care s-a schimbat în ultimul an destul de des, mai ales cum au apărut cu măsurile, ba era alertă, ba era urgență. Și atunci am reușit să rămânem în contact cu mediul de afaceri brașovean și nu neapărat numai cu firmele care ne sunt membre, chiar cu toți ceilalți, prin buletinele pe care le scoatem, astfel am ținut la curent și cu ce măsuri bune urmează să apară și cu ce măsuri mai puțin bune au apărut în acest an. Din păcate a fost un an în care la toate emisiunile, interviurile la care am participat, n-am putut să fiu așa de optimist cum eram în anii precedenți, pentru că atunci spuneam că suntem pe creștere tot timpul. Da, suntem e adevărat, mi-e dor de emisiunile acelea. Pe creștere, acum optimismul este, nu avem o scădere mare, deci undeva trebuie să găsim și optimism. Deci vorbim categoric de scădere, și de realism, de fapt, pentru că realismul este strategia corectă. Trăgând o linie față de ce se întâmpla anul trecut, noi ne întâlneam tradițional în preajma evenimentelor mari anuale, premiile Camerei de Comerț, topul care se făcea primăvara, deci vorbeam de premianți, vorbeam de realizări, vorbeam de ani mai buni sau mai slăbuți, dar categoric nu vorbeam de o situație de acest fel. Se evidențiază supraviețuitori ai pandemiei, niște premianți poate ai pandemiei, niște, să le spun, profitori poate sună rău, dar clar, oameni care au știut să prindă aceste oportunități. Clar, care au prins aceste oportunități, de fapt asta este și cheia succesului în afaceri, să poți să speculezi oportunitățile, să le fructifici. Sunt și astfel de oportunități pentru că au apărut domenii noi, au apărut, să zic, afaceri noi în această perioadă și afaceri prospere. Aș spune aici așa, în câteva cuvinte, cu toții am redescoperit că putem face comenzi de acasă. Știu că înainte vremuri se putea face, era o casă de comenzi, dar s-a pierdut tradiția aceasta în ultima perioadă, iar acum firmele de distribuție sunt cele care au fost pe vala anul ăsta. Premianții pandemiei. Sunt premianții, cele de curierat și de distribuție, chiar și de produse alimentare. Tot mai mulți tineri cu rucsac în spate, da, apropo de oportunități, studenți care lucrează. Studenți, am văzut, vin cu mașini din alte județe, adică nu neapărat numai brașoveni. Când era vară, veneau cu bicicleta, vin și pe jos, îi vedem la coadă la marile supermarketuri pentru aprovizionare. Ne-a făcut poate niște comozi. Poate ne-a făcut un pic și din cauza, sau ne teamă un pic să ieșim în comunitate și atunci profităm la aceste servicii. E pentru ei un câștig. Pe ei care sunt cu învățământul online acum au găsit o oportunitate să câștige niște bani. E o muncă cinstită. Eu apreciez spiritul lor. Mai stau și conectați online cât timp fac o livrare. Exact. Deci digitalizarea la ei funcționează și atunci putem spune că, în general, industria brașoveană, vorbim de economie acum la nivel mare, n-a avut o scădere semnificativă, deci, din fericire, scăderea a fost în procente de 2-3%. Doar atât? Doar atât. Vorbim pe medie, au fost, să zic, industrii prelucrătoare, dacă vorbim aici de aviație, care a fost un domeniu mult afectat față de celelalte care sunt pe domeniul auto, unele au fost afectate, care erau pe motoare diesel, cele care au reușit să aibă o viață în viitorul motorul electric sau în părți care țin și de o viitoare mașină cu motor electric s-au dezvoltat. Sunt firme care au trecut o parte din producție pe viitorul mașinii cu energie electrică. Deci
Deci 2-3% spuneți că media scăderii... Nu avem încă bilanțurile, nu s-au depus, dar așa din ce am discutat cu diverse întreprinderi, 2-3%. Și asta spre sfârșit de an, pentru că pe la jumătatea anului, în trimestrul 3, să spun, procentul era mult mai mare, ajunsese pe la 4-5%. Însă s-a văzut o nouă creștere pentru că și numărul de angajări au început să crească. Deci, care ar fi fost explicația? De ce spre sfârșitul anului? Că tot în stare de alert am fost, practic de un an de zile n-am mai ieșit din aceste... Noi credem că s-a lucrat foarte mult pe stocuri și stocurile produse în anul 2019 au reușit să rezolve o parte din anul 2020, după care și-au dat seama că nu pot opri anumite producții de mașini unelte, utilaje și tot ce se poate produce astăzi ca tehnică și a trebuit să reia producția în continuare. Și atunci a fost o perioadă în care am căzut într-o curbă descendentă, în care aveam deja marfă pe stoc, după care neavând a început din nou să se facă producția. Vorbim aici de întreprinderi care, cum avem la Brașov, companiile multinaționale cu foarte multe firme pe orizontal și pe verticală, firme autohtone, mici, care trăiesc în consens cu firmele multinaționale și ele au început să recapete de lucru și atunci a fost o perioadă destul de bună, trend care se păstrează. Asta spuneam, dacă o vreme astăzi, a fost pe stoc, deci au mai fost niște rezerve, poate s-au mai consumat și rezerve. O pauză în aprovizionarea cu China, știu, la începutul anului trecut, în 2020, când atunci... ca să ai un produs finit, aveai nevoie de componente care îți veneau din China, a fost blocată piața chineză câteva luni, deci nu s-au mai putut produce și atunci, după ce s-au revenit aceste relații comerciale cu China, piața a început să meargă în continuare. E drept, s-a văzut așa la produsele de lux, autoturisme de lux, știu eu ce alte produse de lux, a fost o piață în scădere anul trecut. În rest, bunurile de larg consum au funcționat foarte bine. Și-au cumpărat în continuare aparatură electrocasnică. Dar nu și-au mai luat cu diagonală de 200 sau de nu știu cât mașini, nu și-au mai luat cea de 100.000 de euro, și-au luat de mai puține 10.000 de euro. Deci aici s-a simțit o diferență. Industria de lux a scăzut foarte mult, iar industria de econom sau industria standard a funcționat în continuare. Apropo de această mișcare în comerț, ce s-a observat atât pe piața brașoveană cât și pe piața românească, românii au cumpărat mult mai mult produse autohtone. Deci vorbim aici de produse alimentare, au început să cumpere foarte mult. Deci nu a fost doar un curent patriotic, a fost și o orientare pragmatică până la urmă. Cred că până la urmă a fost patriotic. Pentru că, deci îndemnul acela să consumăm produse românești, fiecare cred că s-a gândit la altcineva din vecin cu el, prieten de-a lui, cunoștință de-a lui, care produce ceva și atunci a trebuit să consume atât produsele alimentare, cât și chiar și cele de cosmetică, să zic, de igienă, s-au consumat foarte bine anul trecut. Cred că a fost și așa o reacție, să spun, de răutate, cu ghilimele. Noi nu mai cumpărăm de la alții, că poate cine știe ce au în ele. Ale noastre erau bio, erau corecte și atunci până la urmă, să... asta este chiar realitatea. Da. Din păcate, producătorii români nu făceau față uneori la prețurile oferite și atunci aici se pierdea competiția. Am fi cumpărat de la... Și acum produsele românești de calitate sunt mai scumpe decât produsele care vin de afară, dar lumea a început să aprecieze calitatea și atunci își permite să dea ceva mai mult, dar să mănânce calitatea. Pentru că și sănătatea, cred că e impresionată. Spune-mi, ca să-mi păstrez sănătatea, trebuie să mănânc mai sănătos și atunci tot acolo ajung la produse mai de bună calitate. Apropo de rentabilitate, de faptul că pe termen lung e o socoteală proastă, să mănânc prost, să nu am grijă de mine. Da. Mi se pare că și în zona aceasta medicală a prosperat. Nu știu dacă-s doar aparențe, dar aici cred că cifrele sunt spectaculoase. Veșnic văd cozi la clinici, la analize, la... E trist că se întâmplă așa. Se pare că și prețurile au crescut în această perioadă și nu numai la... Apropo de premianții, medical, de premianții chiar pandemiei. Și la produsele alimentare. Lucrurile s-au scumpit un pic. Dacă vorbești cu pensionari care știu foarte bine să facă o analiză a pieței, spun că s-au scumpit anumite produse. Al domeniu este IT-ul. Am învățat foarte mult din digitalizare. Se impunea digitalizarea. Era timpul industriei 4.0. Probabil că am pășit mai repede în această zonă. Ne-am învățat foarte mult să lucrăm de acasă. Am văzut-o și noi la Camera de Comerț. Făceam cursuri pentru diverse meserii. Făceam numai live.
a trebuit să ne organizăm să facem digitalizare. Aveați instruit sau... oameni sau erați toți deja pregătiți? Că noi, la camera de comerț erau totuși oameni instruiți. N-am putut să găsim, să zic, o rezonanță cu cursanții. Deci aici a fost problema în principal și nu numai noi, aici am luat legătura și cu cei de la finanțe, care deja au început să intre pe online, chiar și medicii de familie dădeau rețete online. Populația nu era pregătită pentru astfel de, marea majoritate a populației pentru astfel de pas. Asta am încercat prin Ministerul Educației, Ministerul Muncii, să cerem cursuri pentru perioadele următoare pentru adulți, formarea adulților în acest spirit al digitalizării, pentru că sunt destul de mulți bani europeni pe această latură și atunci credem că va trebui să ne pregătim, pentru că nu ne mai putem întoarce la ce a fost înainte și credem că digitalizarea va schimba mult și serviciile, sunt firmele mari care aveau birouri care acum sunt goale, toată lumea lucrează de acasă. Aici cred că e o zonă afectată. Cei care trăiau din chirii, sunt afectați? Sunt afectați ca și cei din Horeca care trăiau din chiriile restaurantelor pe care le aveau închiriate. Deci cei care au avut restaurante în proprietate s-au descurcat în această perioadă. Cei care au avut de plătit și chirii sunt printre cei care au pierdut mari suferințe ai perioadei, pentru că cei care aveau totuși spațiu s-au gândit să-și adapteze afacerea, au avut încasări mai mici, dar au putut supraviețui față de cei care aveau de plătit și o chirie și atunci toată aceasta se reflecta în zona mall-urilor mai vechi. Am văzut de asemenea spații goale, bate vântul. Oricum, printre marii perdanți sunt cei organizatorii de evenimente. Când toată lumea spune despre Horeca și hotelul și restaurante, însă ei cât de cât au putut să-și desfășoare activitatea restrâns ca și număr de cazare sau ca și număr de locuri la mese. Însă cei care organizau evenimente nu au avut efectiv nicio speranță, nu au avut nicio șansă. Acolo e lovitura cea mai mare. Să știți că în zona aceasta de hoteluri am auzit tot felul de minunății, deci ce afaceri prospere s-au dezvoltat apropo de restricții. Dar aici intrăm într-o altă zonă mai... Probabil fiecare cum a riscat și cum s-a descurcat. Dar dacă ai riscat bine, poate ai făcut niște petreceri pe cinste și n-ai simțit. Ne uităm la televizor și vedem că în fiecare săptămână sau în fiecare seară apare a fost petrecere și le-a dat amendă. Probabil că te costă foarte mult să te distrezi într-un astfel de loc dacă toată lumea își permite să plătească și amenda respectivă. Da. Incluzi amenda. Sau au apărut aceste baloane, să le spun, sau cum arată într-un fel? Cu iglurile. Iglurile transparente, da. Unde o oră la iglu costă. Adică e o consumație. Cât era la bâlea înainte când merge la iglu. Cumva, da. Apropo de supraviețuitorii pandemiei și de faptul că sunt oameni care găsesc în orice criză oportunitatea. Și găsesc portița legală. Unii au găsit, apropo de aceste igluri, a fost o portiță legală, lumea a profitat de ea. Chiar dacă luăm la baie mărunt să vedem de ce un iglu și nu o sală mare de restaurant care are înălțime de 3 metri și totuși în iglu ăla, dar sunt calcule pe care... De cât aer intră și care e posibilitatea de infectare. Le fac alții și dacă au considerat că nu este aici așa nu pericol. E zona dumneavoastră, dar anomaliile au fost și în alte sfere. Marile mall-uri au fost în siguranță chiar și în starea de urgență. Da. Țin minte că mergeam la supermarket să iau produse de maximă necesitate, balansoar și perne și alte lucruri, pentru că aia era starea de spirit în ceea ce mă privea pe mine. Da, la momentul era plin da. Acolo, da, iar alte magazine mai mici care ar fi fost mult mai necesare erau închise. Și, da, aici nu este zona dumneavoastră. De asemenea, au fost situații. Cert este că am reținut scăderea medie, probabil balansează mult cei care au câștigat, nu este atât de mare. Poate că la 2-3% am luat în calcul efectiv industria. Nu am luat în calcul economia pe ansamblu, pentru că, dar partea de Horeca reprezintă mult mai mult. Însă nu, aportul în economia județului nostru nu este atât de mare încât să impresioneze aceste date. Adică nu vreau să spun că cei din Horeca au avut o pierdere de 2-3%, la ei merge 40-50% liniștit. Ei sunt cei care compensează în partea cealaltă. Marea industrie a funcționat și a funcționat bine. Și pentru că a fost un an de pandemie, noi ne-am orientat mai mult, chiar și în ultimii ani,
Am considerat că rolul nostru este foarte important în a dezvolta viitorii antreprenori și asta am început-o de la clasele mici. Avem cât de mici? Care sunt cei mai mici învățăcei? Clasa a 5-a, a 6-a. Nu mai știu exact dacă se mai face lucru manual cum se făcea pe vremuri, însă noi asta facem la școală altfel, încercăm să-i obișnuim cu meșteșugurile, construiesc case, deci totul este interactiv, e vorba de niște de jocuri, nu? Le-am făcut, deci vin, am făcut și online, dar a fost o perioadă în care am putut să le facem în clasă, dar altfel sunt niște kituri prin care ei confecționează diverse lucruri, case, știu eu ce, mașini, și le decupează și fac lucruri interesante. E foarte... Și ați adus chiar la sediul dumneavoastră sau în alte locații? Unde, fiecare unde? A fost la școala lui, pentru că am considerat v-ați că sunt deplasat dumneavoastră. De siguranță mult mai bune la școli și când nu a fost posibil, am mers, fiecare a avut acest kit și a lucrat acasă și a fost online. Apoi pentru cei cu vârste mai mari de clasa 7-8 am încercat să promovăm școlile profesionale în eterna discuție. Anul trecut, înainte de pandemie, era o problemă dureroasă a economiei brașovene, faptul că nu se găsea resurse umane. Începuse să funcționeze la nivelul guvernului o direcție pentru învățământul dual. Din păcate, această direcție s-a oprit. Noi luptăm în continuare la nivelul camerelor de comerț să se creeze, pentru că fără aceste preocupări și fără aceste specializări, tot ce așteptăm noi de la investitorii străini nu o să se întâmple, pentru că nu le mai putem promite dacă în urmă cu câțiva ani, când întrebat dumneavoastră ce facilități sau de ce să vin în România, spuneam forță de muncă calificată, salarii și rezonabilă, energii, costurile sunt mai mici. Acum nu putem să mai spunem același lucru și ei încep să aibă probleme. Faptul că Brașovul a înființat prima școală în învățământ dual, Kronstadt, care a deschis drumuri, are astăzi pui aproape în toată țara și mulți președinți de cameră mă întreabă, domnule, haide să facem și la noi o filială. Problema nu este să faci filială, problema este să găsești părinții care să-și trimită copiii la astfel de care să depășească acea barieră de mentalitate absolut ilogică, cum că la profesională merg cei mai puțin izbutiți dintre copiii noștri. Foarte multă lume gândește, ce domne, de ce nu-i trimiți la profesională? Și am avut un seminar o dată la minister și eram în sală și ne-a întrebat până la urmă cineva, și domne, dar tu ți-ai trimite copilul? E drept că niciunul din sală n-a fost... Moment în care fiecare face un exercițiu de sinceritate. Că era foarte ușor să dai sfaturi altuia, pe când să te pui tu într-o astfel de situație, nu ți era foarte, foarte convenabil. Urmează la Brașov să se deschidă și un cămin, pentru că la învățământul profesional asta era una din marile probleme, nu puteai să le oferi cazare cursanților. Și mai sunt interesată în continuare companiile străine, știu că la un moment dat au făcut un front comun vis-a-vis de această problemă. Sunt și companii problemă. Era și o filieră franceză, nu? La Făgăraș se făcuse. Da, avem două astfel de filiere, una germană pentru Brașov, una franceză pentru Făgăraș și, bineînțeles, pe lângă ele au început și firmele românești mai mari să-și caute astfel de ideea de fidelizare, de creșterea viitorilor angajați. Și, în general, am vorbit cu ei și au fost mulțumiți. Au calificat 20 de persoane și au rămas cu 18. Adică raportul este foarte, foarte bun. Ceilalți doi ori au plecat afară, deci au prins îndemânarea și curajul să plece afară, ori și-au schimbat profilul. Bun, aici era o discuție în ce măsură și ținem dacă investim în ei. Aici era o parte legislativă la care vrem să să-mi scot cheltuielile, adică vorbim de afaceri, de business. Nu-i pute obliga să rămână în firma respectivă o perioadă foarte, foarte lungă, dar măcar pe perioada cât s-a plătit pentru el o anumită școlarizare, cât a primit o subvenție din partea firmei să-și desfășoare activitatea în cadrul întreprinderii respective. Trebuie de ce lucrat, spuneți că s-a oprit? Pentru că până la urmă viața merge înainte și dacă aceste companii lucrează, vor avea nevoie de specialiști. Adevărat că acum nu au mai să implementăm redus motoarele, modelul german în legislație. Deci, cine ne împiedică? Cine nu? Au fost atât de multe schimbări de guvern în ultimii 3 ani că nu pot să dau vina numai pe cineva. Încercăm din nou acum, pentru că vom avea, să sperăm, un guvern stabil pe următorii 4 ani. Sunt preocupați de această problema. Am discutat cu domnul Câmpeanu, ministrul educației, și a spus că, într-adevăr, este o prioritate și pentru minister
astfel de școli profesionale, să se înființeze cât mai multe și să găsim o curiculă care să mulțumească pe antreprenori, pentru că dacă la școala profesională se face, ajungi, faci 70% parte practică, cei care ies din licee și din facultăți au anumite carențe și asta încercăm să facem și la nivel de învățământ tehnic, să fie mai multă practică decât teorie, pentru ca oamenii să fie mai bine pregătiți. Dar cum puteți influența acest lucru? Prin Ministerul Educației? Prin Ministerul Educației, astfel încât curicula să fie împărțită, să aibă alocate mai multe ore de practică. Și practică nu generală, ci efectiv pe anumite domenii. Asta este o mare lipsă pe care o avem noi ca și sistem de învățământ. Ne uităm afară și vedem, doamne, ăla este pregătit, da. Este foarte bine pregătit pe un anumit domeniu, însă n-are cultura noastră vastă în toate domeniile. Noi suntem într-adevăr un popor care avem o cultură foarte, foarte vastă. Era un banc și la aceea folosit. Cam asta este problema învățământului astăzi din România. Ne putem adapta ușor. Ați văzut că și când mergem afară putem să facem față, dar când mergem într-o întreprindere unde trebuie să avem o nișă în pregătire, acolo o să ne ia ceva timp să putem face față. Deci încercați să treziți în cei mai mici dintre colaboratorii dumneavoastră sau viitorii colaboratori, da, acest drag de meserie, de a face cu mâinile lor anumite activități, în ideea că în timp se vor orienta. Până la urmă, alt paradox. În acest moment, dacă aveți de făcut niște lucrări acasă, Doamne ferește să străbuiască faianțar, zugrav, parchetar, oamenii ăștia câștigă foarte bine. De ce rezerva asta? De ce musa ai trimis copilul să se facă absolvent de drept, că absolvent rămâne, nu știu dacă ajunge să și profeseze avocatură sau magistratură sau alte... În management și relații publice. Erau cazuri, zice, domnule, ce ai făcut? Relații publice, ce lucrezi astăzi? Bodyguard la supermarket sau de ce? Tot un fel de public relation. Din păcate întâlnesc studenți la benzinărie, la supermarket, la tot felul de magazine. Nu că ar fi rău, dar totuși copiii au niște așteptări. Greu. Părinților au investit serios ca să-i vadă posesorii unor diplome. Pentru studenții venim în întâmpinarea viitoarelor lor aptitudini și încercăm să le descoperim aptitudinile de antreprenori. Păi, și tot șefi, vedeți? Vreți să-i faceți șef pe toți? Șef, vreau să facem să-i dezvoltăm, pentru că fiecare are câte o idee, are câte o vocație, pe care dacă nu o descoperă cineva la timp și nici nu-l ajută financiar, pentru că cei care vin cu planuri de afaceri și sunt planuri de afaceri viabile, primesc și o subvenție până la 100.000 de euro, deci pot să-și înceapă afacerea. În Brașov sunt foarte mulți tineri care au debutat în industria IT și au astăzi afaceri de succes la nivel mondial. Brașovul nu suferă din punctul acesta de vedere, nu este atât de cunoscut pe cât sunt ei de cunoscuți în lume. Și, practic, sunt oameni firmă sau ce fel de business-uri au făcut acești tineri? S-au grupat și au făcut, pentru traduceri. Deci, o aplicație pentru traduceri, o altă aplicație pentru controlat inteligent lumina din casă sau căldura sau de supraveghere. Că și Universitatea Transilvania punea la bătaie niște bursă pentru asemenea. Avem un parteneriat cu Universitatea Transilvania pe acest domeniu și în afară de cei care, să zic, au aceste abilități și această vocație să ajungă antreprenori, încercăm să ieșim, prietenim cu întreprinderile, pentru că în Brașov sunt întreprinderi destul de moderne și dacă îți găsești un loc de muncă în Germania sau unul în Brașov, poți să faci cam același lucru. E drept la nivel de salarizare diferit. Sunt diferențe. Și trăim în România și atunci există o marjă. Dar și experiența pe care o poți acumula în România e pe nivelul salariului pe care îl primești. După care nimeni nu te împiedică, după ce ai acumulat o experiență de câțiva ani, să te duci să aspiri către un salariu mai bun sau un post mai bun afară. Mobilitatea asta internațională nu o poate opri nimeni și noi încercăm cu disperare, aș putea spune, să ne întoarcem talentele acasă. Dar măcar să creștem altele care să nu mai plece. Nu reușim, da. Deci spuneați că în zona IT, în general, s-au dus tinerii care și-au deschis afaceri și altele mai pragmatice, așa, ceva... Coafiură... Deci merge și această zona de servicii. Da. Au fost afectate saloanele, apropo, din statisticile dumneavoastră? Sau am învățat să ne coafăm singuri acasă, să ne vopsim în lighean, în baie? Ne-am mai tuns în timpul stării de urgență. Nu cred că au fost
afectate masiv, pentru că n-am statistica asta, dar o constat de câte ori merg la un... sau trec pe lângă un coafur sau o frizerie, văd că este lume aproape la fel ca înainte. Și acum îți trebuie programare, deci lucrurile s-au reașezat în normal. E drept, în perioada când a fost închise, toată lumea a suferit, dar pe urmă am reușit să ne... ne-am tuns singur, dar pe urmă ne-am pierdut... Dar am valorizat mai mult anumite profesii în acea perioadă, pentru că am amintit de cei mai tineri dintre afaceriști. Programul Startup Nation a rulat cu succes 2 ani, dar deja aveți și pe cei care au ieșit, nu, din perioada de grație, deci exact. Putem trage concluziile, au fost business-uri pe 2 ani, cum spuneau răutăcioșii, unele prind aripi și... Business-uri care vor merge în continuare. Noi prin Camera de Comerț am reușit să creăm, cred, în ultimii 2 ani, cam 88 de firme, cam 2 milioane de euro au fost subvenția pe care au primit-o aceștia. Ce înseamnă prin Camera de Comerț? Ați ajutat la proiecte sau i-am ajutat să scrie proiectul, i-am ajutat să-și găsească un loc în piață, i-am ajutat să colaboreze între ei sau cu alte firme, să le găsim o piață de desfacere. Unora le-am asigurat și un sediu, le-am asigurat și consultanța în afaceri și în gestionarea banilor, pentru că o parte din bani au venit din partea guvernului, o parte a pus noi Camera de Comerț, un procent... Sunt cei care au făcut cursurile de formare la Camera de Comerț. La Camera de Comerț. Am scris împreună cu ei proiectele, pentru că trebuia o mână de... I-ați nășit acolo, da. Și după aceea... Și astăzi mai vin, mâncăm prăjituri de la un astfel de startup. Deci a rămas recunoscător. Da. Cel care ne face pozele la evenimentele noastre este un astfel de startup. Un salon de coafură ceva? Un salon de coafură. Încă nu. Avem printre cei un service auto. Scris, masaj. Masaj. Un salon de masaj, o firmă de topografie, deci sunt cât mai diverse. Apropo de creativitate și de domenii care au reușit să treacă prin criză. Și avem multe firme de construcții, acolo am avut un startup pe diaspora, cei care au venit în țară, majoritatea au fost pe coafiură, saloane de înfrumusețare. Adică cu un bănuț strâns pe dincolo? Sau strâns de acolo, cu ce am mai primit de la noi. Și a reușit să facă o afacere și... Asta înseamnă că au înflorit micii afaceriști. I-ați adus și la Camera de Comerț, pentru că știu că aici era mai... Ăștia mai mici nu veneau din prima la Camera de Comerț. Nu vin din prima și... De ce? De ce nu vin? Pentru că e o taxă descurajantă sau de ce nu vin? Nu e taxă descurajantă. Sau întreabă de ce iese mie să merg acolo? Da, de ce m-aș duce? De ce să... merg acolo, am sfaturi de la prieteni. S-a dovedit în acest an că sfaturile de la prieteni n-au fost suficiente și atunci foarte multe din, să zic, informațiile pe care le-au primit de la noi le-au fost folositoare. Aveam săptămânal funcționa un birou unic în care reușeam să strângem autoritățile locale, de la pompieri, la mediu, ITM, și toți ceilalți de care aveai nevoie când iau autorizație, dădeau consultanță gratuită, erau toți la Camera de Comerț, reușea cu un singur drum să-ți facă o întreagă informare dacă aveau nevoie de orice aviz, se putea pregăti, nu dădeam noi avizele acolo, însă se putea duce a doua zi să depună o documentație completă. Anul ăsta n-am mai putut face acest lucru pentru că nu ne-a mai permis legislația. Tot online. Băgați un Zoom și adunați la ora de și eu vin să-mi dați toate avizele. E posibil, din păcate, dacă mai ține, să recurgem și la astfel din păcate, spunem, fiindcă am dorit să se termine și să se normalizeze. Deci, trăgând linie dintre aceste startup-uri, aveți un procent măcar orientativ, câți au reușit să rămână pe picioare și să meargă mai departe? Peste 95%. Adică sunt 1-2 din cele pe care vi le-am spus care nu și-au dus la îndeplinire planul de afaceri și chiar și în pandemie cred că s-au orientat pe sectoare care s-au strecurat, deci au găsit nișa suficientă. Asta dovedește
că inspirația unui tânăr e mai presus decât, să zic, deci, tradiția și conservatorismul altora. Deci cine n-are bătrân să și-i cumpere, dar și tinerii și sunt tinerii de luat, sunt, în, de luat da, în considerare, pentru că ei compensează bine, cu curaj, creativitate, mai puțină reticență față de, de schimbare, adaptabilitate mult mai mare. Spuneați că cei mai afectați au fost cei din zona evenimentelor. Cele două evenimente anuale ale Camerei de Comerț și Industrie, ați încercat să le păstrați sub o formă mai aparte? O bucurie când l-am organizat pe cel din toamnă, a fost fix cu o săptămână înainte să se închidă toată țara și am avut norocul, am făcut într-o locație în aer liber, o locație foarte frumoasă de care... La lacul acela superb. De la Codlea. Și am primit și cu lebede acelea. Și cu lebedele, da. Și timpul ne-a ajutat foarte mult, după care s-a stricat și timpul și vorbeam cu ceilalți președinți de prin țară, spune, băi, ce noroc că ați avut voi la Brașov, că sunteți la munte, noi la Constanța ne-a prins ploaia, n-am mai putut la interior, nu se mai putea face afară, n-am mai avea munde. Și am fost norocoși. Să sperăm că norocul ăsta este pentru tot mediul de afaceri din Brașov. Evenimentul era frumos pentru că reunea atâta lume, era un prilej de conectare, de atât mai mult, cred că acum sărbătoare. Îl vom face cu mai mare deschidere și lumea. Păi era prin aprilie, nu? Mai, când era? Aprilie, mai. După ce se depun bilanțurile. Acum bilanțurile probabil că se vor depune tot așa prin aprilie. Cred că prin iunie, cel târziu, să zicem, că mai trece un pic. Poate cald afară, dacă nu... Îl vom relua și probabil tot în exterior undeva. Obișnuim să schimbăm locațiile pentru a prezenta tuturor oamenilor de afaceri noile locații de interes din Brașov. Ne pregătim pentru el, deja încercăm să găsim o locație. Avem solicitări din partea lor. O să-l faceți, nu? Da, o să-l facem, bineînțeles. Da, așteptăm. Toată lumea așteaptă. Acum, eu nu am ajuns la faimosul acesta ultimul, că deja era și puțină isterie vis-a-vis de mască, pandemie, așa. Dar am fost la penultimul, unde deja era uriaș. Era un soi de festival acolo. La ultimul a trebuit să blocăm cumva înscrierile în ultima zi, pentru că nu mai erau locuri. Și au fost și niște condiții impuse vis-a-vis de numărul de participanți. Dar anul ăsta vrem să-l facem mare. Vrem să-l facem, deci tot mare. Vrem să-l facem cel mai mare pentru ca să se bucure cât mai mulți și de sfârșitul un soi de bal al supraviețuitorilor. Exact. Sau, și al renașterii. Al viitorului, să zic, doamne, să începem. Restartul economiei brașovene, ceva la genul ăsta. Sper să ne... Spuneți-mi cum stați cu programele, cu ajutoarele europene, pentru că aici e așa un soi de legendă. Aici e o mare tristețe, ca să începem direct Au fost... Că tot era prea veselie deja. Da. Vorbeam de petreceri și de renaștere. Deci, de când a început pandemia, toate măsurile anunțate au fost primite cu aplauze. Fonduri de reziliență, de dezvoltare, de redresare. Aveau un titlu foarte complicat. Trecut la accesarea finanțărilor respective, acolo au fost mari probleme. Cel mai bine pot să spun că a mers în perioada aceea în care era șomajul tehnic. Deci a fost o perioadă de o lună în care până s-au derulat toate lucrurile, după care toată lumea a fost mulțumită. Deci a fost un program care a funcționat extraordinar până la urmă și a venit un ajutor. Dar a ținut cât a durat? A ținut până prin septembrie. Din septembrie s-au venit cu promisiunile celor trei măsuri anti-COVID, măsura 1 pentru microgranturi, valoare mică, erau de până la 2000 de euro și acolo lucrurile au mers foarte bine. Ajungem la o măsură superioară, care este măsura pentru investiții, care era între 200 și 150 de mii de euro. Acolo lumea, au fost foarte multe firme înscrise, s-a dat ceva până în decembrie, după care s-a spus, domnule, nu mai avem bani, urmează să vedem după ce se aprobă bugetul. A fost o perioadă între decembrie și martie, săptămâna trecută, în care foarte greu a mers. De săptămâna trecută lumea a început să vină cu speranță, pentru că s-a aprobat bugetul și banii au început să se dea. 30 de firme pe săptămână. Nu-i mult, dar începe să se rea. În schimb, măsura 3, care a fost un imens scandal și toată lumea spera să primească 200.000 de euro, a fost blocată cu faimoasele sustrageri de informații și blocat cu DNA-ul și cred acesta că acesta e motivul? Nici nu sunt bani. Nu erau bani, de și fapt. Și cred că nici nu sunt bani. Da, categoric, că... e întotdeauna. Din păcate, când e vorba de bani, e și o zonă a fraudei, dar
Toate aceste promisiuni eu cred că au fost făcute și prin, exact cum aminteați, de Programul Național de Redresare și Reziliență, bani care nu vin astăzi, vor veni probabil spre sfârșitul anului. Și atunci măsurile și speranțele oamenilor au fost imediate, pe termen scurt. Acum am nevoie, acum vreau, voi muri până la toamnă. Termen mediu și... În Chitaraba a trimit oamenii acasă. Și lung, și nu cred că mai au răbdare. Toată lumea este nemulțumită. Sau nu-și permit să mai aibă răbdare. Nu e numai vorba de răbdare aici. Efectiv, nu mai au puterea să mai reziste până atunci. Și, din păcate, alte măsuri sau alte ajutoare în afara acestora nu se întrevăd. Mai sunt măsuri prin care se subvenționează dobânda, deci prin Fondul Național de Garantare a împrumuturilor, dar aici este o mare problemă că încă de la început, când a fost IMM Invest, toată lumea s-a repezit, dumneavoastră, să luăm bani de la bancă, că o să luăm cu dobândă subvenționată. Băncile sunt foarte exigente. În România, cam jumătate din firme sunt bancabile, să spun. Nu intră în sfera de interes a lor. Și atunci, tocmai asta era ideea. Dom'le, eu intru în faliment, am nevoie de bani. Banca spune, dacă intri în faliment, cum să te mai sprijin? Și aici avem această deschidere. E un program care funcționează, însă destul de greu pentru firmele care, într-adevăr, au probleme. Firmele care se vor dezvolta au acces, pentru că sunt IMM Invest, IMM Agro pentru cei care lucrează în agricultură, IMM investiții și încă un IMM care nu-mi vine acum, dar erau patru programe care merg foarte bine prin Fondul Național de Garantare, dar repet, pentru cei care nu sunt chiar într-o mare dificultate, ci au nevoie de o dobândă subvenționată. Deci cumva de o gură de oxigen, dar aici, cum spuneați, dacă eu mă arăt că sunt prea rănită, nu mă mai ajutați pentru că mor oricum mă orientez spre unul care are șansă mai bună să trăiască. Dar la unul care, într-adevăr, îl văd că trece printr-o perioadă grea, dar nu cu panta descendentă, ci cu una ascendentă. E numai într-o stagnare de creștere. Da, la ce ne așteptăm în aceste condiții? La cele ce ni le-ați spus? Că ăștia-s banii, e clar, mai sunt niște luni foarte grele, cel puțin. Aici suntem acum. Aici suntem acum. Ce spun partenerii dumneavoastră, membrii camerei? Care membrii sunt prognozele? Camerei spun, doamne, până acum am reușit să ne păstrăm în viață datorită relațiilor comerciale pe care le avem între noi. S-a făcut o statistică și s-a văzut că un credit comercial pe care și-l oferă partenerii între ei depășea cu mult creditele bancare obținute. Deci înțelegerea și buna colaborare între companii, asta a fost lucru care a dus mai departe economia. Deci această solidaritate, să capete încredere. Dacă până acum spunea, doamne, nu pot să-i dau ulei, știu eu ce marfă, pentru că n-am încredere în el. Acum, încrederea asta a fost deschisă foarte mult și avem la cameră serviciu de arbitraj comercial și n-am avut, să spun așa, mulți clienți în ultima perioadă, dovadă că relațiile se pare interesant, comerciale că eu credeam că și țepele, cu ghilimele de rigoare... Lumea a început să... Probabil că au făcut afacerile între... tradiționale, cu parteneri tradiționali, n-a căutat nimeni să se dezvolte. Că e o reputație și aici, apropo de acea reputație, funcționează în România. Despre asta, cu certificat de bună purtare, ar trebui să vorbim. Erau probleme pentru licitațiile care se desfășurau pentru marile obiective de infrastructură, unde venea cineva și contesta tot și făcea praf o licitație, să întârziau lucrările. La nivelul ăla încă știu că se mai practică. Deci, din păcate, acolo reputație sau unul care nu și-a încheiat o lucrare să duce la o alta și iarăși nu și-o duce la îndeplinire. Din păcate, da. Dar în relațiile comerciale dintre mediul privat, să spun, lucrurile funcționează bine. Mai logic, mai firesc. Și chiar și partenerii externi, în relațiile externe, nu mai cer așa multe garanții celor care fac afaceri cu ei din România. Înainte trebuia să-ți facă un audit cineva. Și acum se face audit, dar nu mai sunt așa de exigenți. Lumea a înțeles în general, nu numai în Brașov, nu numai în România, lumea în economia mondială a înțeles că relațiile dintre parteneriate sunt cele mai bune care ți asigură un viitor, pentru că toată lumea s-a așteptat la guvern, a văzut că nu e așa, s-a așteptat la bănci, a văzut că nu e așa, și atunci a spus, doamne, hai să încercăm să avem o maximă deschidere relațiilor și partenerilor pe care îi avem, pentru că numai împreună putem trece de Și aici Camera de Comerț chiar poate fi un liant. Da, noi avem
un centru Europe Enterprise Network, prin care putem oferi relații despre firme, parteneri de afaceri. Anul trecut, apropo de afacerile internaționale, Uniunea Europeană a constatat că sunt foarte multe acțiuni de comerț intracomunitar și neglijează, Comuniunea Europeană neglijează piețele externe și atunci a scos un program, Access for Market, este o aplicație de fapt pe care Access 2 Market se numește. Da. Ar trebui să meargă toată lumea care vrea să facă ceva relații internaționale, pentru că acolo găsești firme, găsești pedigriul lor, găsești cu ce se ocupă. Deci este o aplicație foarte, foarte interesantă în deschiderea relațiilor internaționale în afara pieții europene. Aici încercăm și noi, am încercat în ultimul an să dezvoltăm noi piețe. Am încercat, avem, să zic, dialog cu Rusia, avem dialog cu China, avem dialog cu Coreea, avem dialog cu Pakistan. Piețe pe care le-am avut și lumea este interesată să colaboreze cu noi și cu Brașovul în special și nu vrem să nu putem specula această oportunitate. Sunt și firme din Brașov care își doresc, dar toată lumea așteaptă să oprească un pic nebunia. De fapt, ăsta-i cuvântul pe care îl folosim toți. Indicele să nu ajungă la 6, să rămână în jur de 1, ca să ne mai putem mișca în voie, să putem primi parteneri. Domnul Veștea termină aeroportul și... Și asta este o mare provocare pentru mediul de afaceri din Brașov. Noi nu suntem pregătiți astăzi pentru acest aeroport. Nu. Deci aeroportul ne-a luat-o înainte. N-am fi crezut. Aia mă gândeam. N-am fi crezut că să termine așa repede cu aeroportul și noi nu suntem pregătiți, pentru că asta spuneam în urmă cu câțiva ani, ne veniți și investiți la Brașov, pentru că nu avem autostradă, nu avem aeroport și când vom avea, lucrurile nu vor mai fi așa de ieftine cât sunt astăzi. Și mi-a spus, până o să aveți voie și aeroport și autostradă, așa noi facem afacerile așa. Aeroportul a apărut, să sperăm că o să apară și autostrada și atunci Brașovul va deveni mult mai scump decât este astăzi. Pandemia să ne lase. Pandemia să ne lase și curajul investitorilor. Pentru că în ultima perioadă, nu numai în Brașov, în toată țara, investițiile străine n-au scăzut pentru că nu au plecat, însă nu au crescut. Toată lumea are o atitudine prudentă. Toată lumea este prudentă, dar cred că e politica cea mai bună pe care o putem până la urmă, avea astăzi. Și noi, ca persoane și ca oameni de afaceri, Dar supraviețuiește, poate. Prudenți, trebuie să avem grijă fiecare de sănătatea noastră, de afacerea noastră, de semenii noștri. Eu cred că asta este cuvântul care încă ne mai sperie. La Camera de Comerț sunt toți oamenii din la lucru sau încă o bună parte din activități au rămas în online? Și nu, majoritatea sunt la lucru. Online nu avem foarte mulți. Am profitat de... Bun, și online sunt la lucru, nu sunt acolo. Invenția asta cu online, nu, pentru că sunt perioade în care depunem proiecte foarte... foarte multe și trebuie să lucrez mai mult de 8 ore și eu m-am spus, pot să lucrez acasă, că am un alt randament acasă, pot să lucrez oricând, oricând. Nu mai pierd timpul pe drum, nu mai... Și cu termenele... Plec în pauza de masă. Mai bine, ne-am uitat un pic să vedem despre productivitate, cum s-a întâmplat lucrul ăsta și am constatat că, cel puțin la Camera de Comerț și în multe întreprinderi, s-a văzut că munca de acasă mărește productivitatea și... va fi acceptată, cred, pe viitor, dar nici prea multă, pentru că toată lumea vrea să mai socializeze, nu vrea să stea numai în casă cu biroul lui. Vrea și să dacă mai ai și copiii cu... care fac școala online, da, să dai să fugi. Era odată, spune, doamne, aveam până acum un calculator în casă și lucram toți când și când, dar acum zice, e bătălie, că zice și soția e online, tot pe calculator la și copilul, tot pe calculator la trebuie să ne cumpărăm mai multe device-uri. Da. Alta afacere prosperă. Da. Apropo de lucruri care au înflorit în timpul crizei. Mulțumesc mult pentru prezență, pentru mesajul care rămâne totuși majoritar optimist. Țineți aproape de Camera de Comerț. Deci merită să fii membri. Țineți aproape unii de alții, pentru că numai împreună putem trece și peste această perioadă și ne vom mai întâlni cu siguranță mai optimiști în viitor. Și pe viu.
Dacă se poate și fără mască în viitorul apropiat, ar fi foarte, foarte bine, dar decât deloc mai bine așa. Mulțumesc pentru prezența în această emisiune, doamnelor, domnilor. Silviu Costea, președintele Camerei de Comerț și Industrie Brașov, invitat astăzi la Mix TV, la Mix Actual, într-o emisiune în care am vorbit despre supraviețuitorii, campionii și perdanții acestei perioade, pe care cu siguranță o vom ține minte fiecare dintre noi. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor, multă, multă sănătate și să auzim de bine!